Bună! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi voi realiza primul meu challenge. Recent, Niki Tutorials și Jeffree Star au realizat machiaje folosind exclusiv highlightere, așa că mi-am dorit și eu să încerc un machiaj de acest gen. Dacă vreți să vedeți cum am făcut pas cu pas, urmăriți materialul în continuare. Am să încep prin a aplica fondul de ten și am să folosesc Makeup Forever Ultra HD și am să-l combin cu un pigment de fat. Am să folosesc glazele Visage în nuanța G1. Voi folosi un anti-charcan de la Paez, în nuanța 1, porțelan. Pe ploape voi aplica o bază si de fată și voi folosi Paint Pot de la MAC, în nuanța Vintage. Voi pune același produs și pe vârful nasului. Voi folosi paleta de la Sleek, New Day, și voi aplica această nuanță fix sub sprânceană. Pe toată pleoapa voi folosi această nuanță. În pliul pleoapei voi aplica întâi această nuanță mai deschisă de roz și apoi pe cea mai închisă. Fardul este de la Inglot și este nuanța 133. Voi reveni cu o pensulă curată și voi netezi marginile, astfel încât trecerea dintre cele două nuanțe să fie mult mai subtilă și mai plăcută. Tot în pliu voi aplica și o nuanță mai închisă de fat din paleta A New Day de la Sleek. În zona de sub ochi și pe zona T voi aplica o pudră translucidă. Eu am ales-o pe cea din Bambus de la Paese. Voi aplica și la baza genului inferioare aceeași nuanță închisă de roz. Și doar în colțul exterior această nuanță din paleta A New Day de la Sleek. În colțul intern voi aplica un fard pulbere auriu de la Paris Saks și îl voi fixa cu Mist & Fix de la Makeup Forever. Pentru a da mai multă luminozitate privirii, voi aplica același fard auriu si de fat și pe centrul ploapei. Pe pomeți voi aplica o pudră bronzantă de la Bruno Vassar. Pentru a lumina toată fața, voi folosi un highlighter de la Paese în nuanța Fresh Pink 02 și un fard pulbere de la Paris Berlin în nuanța Lu2. Pe pomeți voi folosi iluminatorul So Hollywood de la Anastasia Beverly Hills. Îl voi aplica și pe vârful nasului și deasupra buzei superioare. Voi aplica foarte puțin și deasupra sprâncenelor. Sub osul pometelui voi folosi cea mai deschisă nuanță din această paletă de iluminatoare de la Emily. Voi contura sprâncenele cu două creioane de la Flor Mar, nuanțele 401 și 403. Pentru un
ușor efect de lifting al ochilor, voi trasa o linie cu un creion maro de la flor mare, nuanța 107, doar în colțurile exterioare ale ochilor. Pentru ca liniile trasate cu creionul să nu mai fie atât de evidente, le voi șterge puțin cu un bețișor de urechi. Pe linia apei voi aplica un creion alb de la MAC. Am să aplic și gene false și am să folosesc Red Sherry numărul 213. Pentru a uni genele naturale cu cele false, voi folosi și un strat de mascara waterproof de la Paris Axe. Voi contura buzele cu nuanța 229 de la Flormar. Peste creion voi aplica un lip gloss mat de la Boys & Berries în nuanța 05. După ce s-a uscat glossul, doar pe centrul buzelor, voi aplica același iluminator, So Hollywood, de la Anastasia Beverly Hills. Ultimul pas, voi aplica Mist & Fix de la Makeup Forever. Acesta este look-ul final. Am încercat să fac machiajul cât mai portabil posibil și exceptând faptul că a trebuit să-mi iluminez și zona T, pe care în mod normal încerc să o mențin cât mai mată, chiar îmi place rezultatul. Dar aștept să citesc părerile voastre și nu uitați, dacă v-a plăcut clipul, să dați thumbs up și subscribe. Până data viitoare, vă pup!